spuneam, nu mai sunt sclavul fricii sau nu mai sunt deloc sclav al fricii. Și vedeam la lucrul ăsta în timp ce îl gândeam și mi-am dat seama că dacă nu este Hristos în viața ta, nu ai cum să scapi de sentimentul ăsta de frică niciodată. Nu ai cum. Pentru că în momentul când nu-L ai pe Hristos, nu ai pe cineva care să-ți răscumpere vina, tot timpul te simți vinovat față de Dumnezeu. Și tot timpul ai un sentiment ăsta de frică în trecut, prezent și viitor. Niciodată nu poți să scapi de El. Dar în momentul când Hristos vine în viața ta, face un lucru măreț. Te dezleagă de frica aceasta. Și poți să trăiești o viață liberă de frică. Nu mai e frică de trecut, de ceea ce s-a întâmplat în trecut, nu mai este frică în prezent, în viața care trăiești ziua de astăzi. Și nu mai este frică nici în viitor, de ceea ce va veni. Astăzi vom vorbi despre schimb de identitate. Am început seria aceasta domnitor de drept. Cu alte cuvinte, este dreptul meu să domnesc în viață. Pentru că când Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a creat cu scopul de a domni. Creșteți, înmulțiți-vă, supuneți și stăpâniți pământul. Și dacă stai bine și te gândești, omul nu a fost creat să fie dominat. Ci a fost creat să domine. Începând de la viețuitoare, animale și tot ceea ce există. Dar în momentul când omul a căzut și Adam a păcătuit, s-a întâmplat ceva. A fost dominat. Dominat de diavol și a trebuit să vină Hristos ca să răscumpere și să aducă restaurarea aceasta înapoi. Acum 2-3 săptămâni vorbeam despre liber de păcat. Și este foarte interesant, pentru că astăzi vom continua puțin pe în direcția aceea și ni se va face mai mare claritate. Cum ziceam data trecută, Hristos nu a venit să ne elibereze în mod instant sau să zic așa, de acțiunea păcatului. Nu, El a venit să ne elibereze de natura păcatului. Și în momentul când Hristos a murit pe cruce, El a plătit ca eu să fiu liber de natură, nu de acțiune. Pentru că acțiunea este un proces în care mă supun cuvântul lui Dumnezeu, îmi minuiesc mintea și acționez diferit față de cum acționam în trecut. Dar totul vine din natura mea. Și Hristos, când a plătit, și citeam în Romani 6, și făceam acolo o diferență între cuvântul păcat, da? Am zis că sunt de 25 de ori este cuvântul păcat doar în capitolul 6 din Romani. De 25 de ori este folosit ca substantiv și o singură dată ca verb. Și substantivul arată totdeauna o stare, arată natura mea, identitatea, dacă aș putea spune, și verbul arată o acțiune. Și când Pavel se duce în capitolul 6, cu versetul 1 și zice, deci ce vom spune? Să rămânem în păcat ca să prisosească harul? Argumentul care el îl aduce este nici de cum. De ce? Pentru că noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în el? Noi care am fost eliberați de păcat, cum să te mai supui păcatului? Sau nu știți că toți câți am fost botezați pentru Hristos și conține textul și spune că în momentul când ai fost botezat cu Hristos, te-ai identificat cu moartea Lui, deci te-ai scufundat în moartea Lui și când ai înviat, te-ai identificat cu viața Lui. În momentul ăla ai devenit un alt om, un alt om, un om nou. Și acolo se face schimbul acesta de identitate. Și nu vom vorbi despre identitatea în sine, ci vom vorbi despre schimbul acesta. Pentru că mulți oameni se uită din momentul în care l-au primit pe Hristos, din momentul în care sunt copiii lui Dumnezeu, încep să se uită la o acțiune, la felul cum trăiește o persoană și declară pe baza acțiunii lui dacă este sau nu este născut din nou, dacă va ajunge sau nu în cer, dacă îl cunoaște sau nu cunoaște pe Dumnezeu. Și în momentul când faci un schimb, sunt două lucruri, nu poți face un schimb cu un singur lucru. Și schimbul acesta de identitate se face între două identități. Identitatea mea veche și identitatea lui Iisus Hristos. Și vreau să deschideți cu mine Efeseni 2 de la versetul 1 și Pavel acolo ne arată puțin despre omul cel vechi. Despre identitatea lui. Și
spune așa. Și voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care ați umblat odinioară, potrivit veacului acestuia, după căpetenia autorității văzducului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, printre care și noi trăiam odinioară în poftele cărnii noastre, făcând voia cărnii și a gândurilor, și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Deci arată o stare generală, pentru că atunci când omul se naște, se naște din Adam, da? Și vorbeam în trecut și spuneam că niciodată pe copiii mei sau niciunul dintre voi nu ați învățat copilul să păcătuiască, să mintă, să fure, să gândească greșit, să fie egoist. Nu l-am învățat niciodată, din contra, îl înveți să fie bun, să dăruiască, să asculte, să se joace, să caute binele. Dar el parcă contrar face, zice, pentru că este în el ceva care zădărnicește lucrul acela. Și aia este natura. O natură păcătoasă pe care am primit-o în urma greșelii lui Adam. Și nu putem să scăpăm de natura aceasta făcând lucruri bune. Și Cuvântul Dumnezeu tot ne arată lucrul ăsta. Că nu poți să scapi prin lucrurile tale bune, prin acțiunile tale, nu vei scăpa și nu vei putea să te schimbi. Niciodată. Spune că eram fiii neascultării, conduși de cel rău, sub o autoritate a văzducului și a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Deci eram dominați. Omul era dominat de cel rău și niciodată nu putea să se ridice de acolo. Ăsta este omul cel vechi, da? Omul care se naște din Adam. Deci, ziceam data trecută, fiecare om care se naște pe pământul acesta se naște din Adam, din bărbat și femeie. Da? Iisus Hristos s-a născut doar din femeie. Pentru că a fost zămislit de Duhul Sfânt. Deci el nu a avut o natură păcătoasă. Da, a fost 100% om ca și mine, ca și tine, dar diferența a fost că nu a avut o natură păcătoasă. Pentru că natura păcătoasă o iei din Adam. Și el a fost din Maria, dar zămislit de Duhul Sfânt. Și automat a fost 100% om ca și mine, dar nu a avut o natură păcătoasă. În schimb, orice om se naște pe pământul acesta, se naște cu o natură păcătoasă, o influență de a face rău, de a greși, continuu. Acesta este omul cel vechi. Nu vom vorbi despre el, pentru că cunoaștem, știm, am trăit și vedem lucrurile acestea. Dar vreau să ne uităm la identitatea aceasta nouă, care ne dă Iisus Hristos. Și vreau să deschideți cu mine la 2 Corinteni 5. Cadrul. 2 Corinteni 5. Se la versetul 16. De la 15. Și spune așa. Și el a murit pentru toți. Pentru că cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei însăși, ci pentru cel pentru care ei a murit și a înviat. Astfel încât noi de acum nu mai cunoaștem pe nimeni potrivit cărnii. Și chiar dacă l-am cunoscut pe Hristos potrivit cărnii, totuși acum nu-l mai cunoaștem astfel. Vreau să citesc și pe 14. Pentru că dragostea lui Hristos ne constrânge, noi judecând aceasta, că dacă unul a murit pentru toți, toți, deci, au murit. Și el a murit pentru toți, pentru că cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei însăși, ci pentru cel pentru care el și pentru cel pentru care pentru ei a murit și a înviat. Astfel încât noi de acum nu mai cunoaștem pe nimeni potrivit cărnii. Și chiar dacă l-am cunoscut pe Hristos potrivit cărnii, totuși acum nu-l mai cunoaștem astfel. În momentul când ai fost născut din nou, în momentul când l-ai primit pe Iisus Hristos în viața ta, s-a întâmplat ceva. Ai devenit un om nou. Și vreau să ne gândim la un lucru. Textul Pavel spune așa, dacă l-ai cunoscut până acum pe Hristos în felul lumii, da? Și m-am gândit mult, ce ar însemna pentru mine să-l cunosc pe Hristos în felul lumii? Să cunosc un Hristos care vindecă. Da? Am auzit despre un Iisus Hristos care iartă. Am auzit despre un Iisus Hristos care eliberează. Am auzit despre un Iisus Hristos care te poate duce în cer. Și asta este în felul lumii. Adică cunosc pe Iisus Hristos
din ceea ce faci. Dar spune că acum, deci în momentul când ești un om nou, nu mai cunoști pe Iisus Hristos în felul lumii. Și cum îl cunoști? Îl cunoști în felul cuvântului, cum spune cuvântul Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, dar cel mai important lucru este că îl cunoști personal. Și Iisus Hristos nu mai devine acel Iisus care vindeca, ci devine Iisus Hristos care m-a vindecat. Nu mai este Iisus Hristos care eliberează, ci devine Iisus Hristos care m-a eliberat. Nu mai vine Iisus Hristos care poate să facă ceva pentru cineva, ci este acel Iisus care pentru mine a făcut. Și încep să-L cunoști altfel. Încep să-L cunoști personal. Și poate îmi spune că din momentul acela încep să-L descoperi pe Iisus Hristos altfel. Și textul continuă și spune, dacă în trecut îl vedeai pe fratele tău potrivit cărnii, astăzi nu mai vedem așa. Cuvântul cunoaște, din versetul 16, cunoaștem, da? Și aici tot cunoaștem. Este cuvântul în limba greacă eido, care se traduce așa, a privi, a vedea, a observa, a recunoaște, a cântări, a experimenta, a afla, a ști, a deveni vizibil. Potrivit cărnii, cuvântul cărnii în limba greacă este sarx. Și spune viață pământească cu limitele ei fizice, latură vizibilă a existenței umane, carnea ca instrument al păcatului, da? Și vreau să vă gândiți la un lucru. În momentul când privim, da? Suntem născuți din nou, ești născut din nou, ai o nouă identitate și totuși, dacă nu înțelegi acest lucru, îl privești pe fratele tău cum? Cum îl privești? Potrivit limitelor fizice. Potrivit cu viața pământească. Te uiți la el și începi să zici ceva despre el pe baza acțiunilor lui. Ceea ce Pavel vine și zice aici, spune că în momentul când te uiți la fratele tău, nu-l mai privești prin ochii fizici, ci îl privești prin ochii spirituali. Și cum asta? Cu o nouă identitate. Și asta și m-a gândit, de ce oare oamenii, în general, nu pot să facă lucrul acesta. De ce? Îl privești pe fratele tău când greșește și zici, bă, este un păcătos, a greșit, merită asta. De ce? De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și știți care este răspunsul meu? Este că nici persoana aceea nu se vede pe el însuși așa cum îl vede Dumnezeu. Poate nici tu, când te privești înaintea lui Dumnezeu, nu te vezi o creație nouă. Nu te vezi o identitate nouă, ci te identifici cu omul cel vechi. Și automat când ai greșit, privești la Dumnezeu și zici, Tată, iartă-mă că sunt un păcătos. Tată, iartă-mă că iară am greșit. Iartă-mă că nu știu ce să mai fac. În loc să te uiți la Tatăl și zici, Tată, îți mulțumesc că sunt o creație nouă. Îți mulțumesc că sunt copilul tău și îți mulțumesc că mă vei învăța să trec peste acest pas, peste acest moment. Mă vei învăța să mă comport cu oamenii, mă vei învăța să mă comport în situații dificile, pentru că eu nu mai sunt un om vechi, ci sunt un om nou. Versetul 17. Încât dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Ceva nou, ceva ce nu a mai fost până atunci. Deci în momentul când l-ai primit pe Iisus Hristos, se întâmplă ceva, devii nou, o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și aici este o mare dilemă pentru cei mai mulți oameni. Pentru că, la fel, aceeași problemă. În momentul când ai fost născut din nou, oamenii privesc la ceea ce văd. La trupul acesta. Și am mai discutat despre asta și tot amintim, da? Suntem trup, suflet și duh. Trei părți. Duhul este ceea ce este născut din Dumnezeu, ceea ce este născut din nou, este creația nouă. Sufletul sunt emoțiile noastre, mintea noastră. Și trupul este carcasa aceasta de care se folosește Duhul nostru. Deci dacă nu aveam un trup fizic, nu am putea să
cum să-i spun, să manifestăm în lumea aceasta fizică. Deci trupul acesta va rămâne. Trupul acesta va rămâne în pământ, se va descompune și va dispărea. Și ceea ce este născut din Dumnezeu, aceea va rămâne. Și în momentul acesta, dacă eu întreb, cine sunt eu? Și ce spun majoritatea oamenilor? Bogdan, care mă vezi. De fapt, nu sunt ăsta care mă vezi. Eu sunt Duhul născut din nou. Asta este identitatea mea. Ăsta sunt eu. Așa mă vede Dumnezeu. Dumnezeu când se privește la mine, nu vede trupul acesta de carne, ci vede ceea ce este în interior, ceea ce este născut din el. Toate lucrurile s-au făcut noi. În momentul când ești născut din Dumnezeu, în momentul când ești născut din nou, ești un om complet. În Duhul tău ești complet. Nu-ți lipsește nimic și vom vedea lucrul acesta. Nu-ți lipsește nimic. Dar în partea fizică, în partea ceea ce vedem, ceea ce pipăim și experimentăm, nu se schimbă nimic. Da? Dacă am părul alb, în momentul când am fost născut din nou, rămân cu părul alb. Dacă nu am păr, tot așa rămân. Dacă nu am o mână, tot așa rămân. Deci în partea fizică nu se întâmplă nimic. În partea sentimentală, da? Nu se întâmplă nici acolo nimic. Pentru că dacă nu știu să citesc, nu voi ști să citesc, dacă nu știu să scriu așa, voi rămâne. Deci nu se va întâmpla nimic. Dar în Duhul meu, ăla va prinde viață. Și 2 Corinteni 7 spune că cine se lipește de Domnul, devine un singur Duh cu El. Identitatea ta în momentul acela este cea a lui Iisus Hristos. Nu mai ești tu, ci ești una cu Iisus. Ești una cu Dumnezeu. Și toate lucrurile sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine în Iisus Hristos și ne-a dat slujba împăcării. Anume că Dumnezeu era împăcat, împăcând lumea cu sine, nesocotindu-le greșelile lor și punând în noi cuvântul împăcării. Din momentul în care l-ai primit pe Iisus Hristos, din momentul în care viața ta s-a schimbat, spuneam că nu-L mai cunoști pe Hristos așa cum îl cunoșteai înainte, ci începi să-L cunoști personal, începi să-L experimentezi personal, începi să te identifici cu viața care El ți-a dat-o. Un lucru foarte important. Și vreau să deschidem la Ioan 1:12. Deci dacă m-am născut cu o natură păcătoasă, în momentul când l-am primit pe Hristos, în momentul când m-am identificat cu moartea și învierea Lui, m-am identificat cu ceea ce a făcut El, nu mai sunt o natură păcătoasă, ci sunt natura Lui Dumnezeu. În momentul ăla nu mai sunt un păcătos, ci sunt copilul Lui Dumnezeu. Și vreau să merg mai departe. Nu ești un păcătos și nu vei rămâne un păcătos iertat, ci vei rămâne copilul Lui Dumnezeu. În momentul când L-ai primit pe Iisus Hristos, în momentul când te identifici cu El, Biblia spune că devenim copii al Lui Dumnezeu, devenim cetățeni ai Cerului. Și vreau să te gândești la un lucru în dimineața asta. Iisus Hristos nu doar ți-a iertat păcatele, și te-a lăsat acolo, și le-a lăsat acolo. Ce le-a luat, le-a purtat. În momentul când le-a purtat, le-a luat deasupra ta. În momentul când le-a luat asupra Lui, ai primit ceea ce El avea. Schimbul acela de identitate, natura Lui. Și asta vedem în versetul 21. Spune așa. Pe Cel care n-a cunoscut păcat, L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptatea Lui Dumnezeu în El. Deci, în momentul când L-ai primit pe Iisus Hristos, în momentul când ai fost născut din nou, ești o creație nouă, nu te mai identifici cu cele vechi, nu te mai identifici cu omul cel vechi, pentru că Iisus Hristos nu doar ți-a iertat și ai rămas un păcătos iertat în momentul ăla. Că dacă Hristos nu ar fi luat păcatele asupra Lui, nu le-ar fi luat de deasupra ta, ai fi fost, da, un păcătos iertat. O datorie iertată. Dar El nu doar a iertat, ci El a luat. Și în momentul când le-a luat, ai fost liber, ai rămas liber și ai primit o nouă identitate, identitatea neprihănirii Lui. Pe Cel care n-a cunoscut păcat, Iisus Hristos n-a păcătuit niciodată, dar a ales în momentul acela să ia păcatul ca eu să pot primi neprihănirea Lui. Nu avem două naturi și nu rămânem cu două naturi. Nu putem să fim și păcătoși și neprihăniți. Când L-ai pe Iisus Hristos, poți fi doar neprihănit.
Că nu l-ai pe Iisus Hristos, da, ești păcătos. Pentru că nu a fost nimeni să-ți ia natura ta, nu a fost nimeni să plătească, să ridice păcatul tău. Dar în momentul când l-ai primit pe El, în momentul când te-ai identificat cu El, ești un om liber. Și nu doar liber, ești un om complet. Și vreau să revenim înapoi la Ioan, dar vreau să deschidem la Coloseni 2:10. Că în El, în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Da? În Iisus Hristos locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Și în momentul când L-ai primit pe Hristos, în momentul când te-ai identificat cu El și ai devenit una, spune cuvântul că voi, cum spune, voi sunteți împliniți în El, sau altă dată ce spune, compleți în El. Vreau să ne uităm în cuvântul din limba greacă, care este plero, și spune așa, se traduce cu complet în fiecare lucru particular. A fi perfect. Deci în momentul când L-ai primit pe Iisus Hristos, tu ești complet în Duhul tău în fiecare lucru. Nu există nimic să-ți lipsească. Nu este, este un lucru de care ai avea nevoie și nu l-ai în Duhul tău, în Duhul tău. Rădăcina cuvântului este pleres, care este umplut, complet, desăvârșit, perfect. Deci în momentul când îl primești pe Iisus Hristos, în momentul când zici, Doamne Iisuse, vreau să mă identific, vreau să primesc ceea ce ai făcut pentru mine, este harul tău, este darul tău, se întâmplă ceva, este lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ești născut din nou și automat când ești născut din nou, ești copilul Lui, devii copilul Lui și nu devii doar copilul Lui, doar un copil. Ci devii fiu complet, cu drepturi de pline. Da? Ai putea, mă uit, părinții mei au înfiat două fetițe și mă uit la ele și văd cum încep să crească acum, da, au 6-7 ani, pentru ele, în mintea lor, nu mai există diferența. Dar știu că mama lor este altă femeie, mai merg pe la ea, o mai văd, dar ele se comportă în momentul ăla ca și cum ar fi parte. Da? Se uită la tatăl meu și zice, tate, nu face nicio diferență. Se uită la mama mea și zice, mamă. Și când se apropie de ei și stau împreună cu ei, ea nu face nicio diferență. Ea este una, face parte din familia aia. Așa te-a adus Hristos, așa ne-a adus Iisus Hristos. Ne-a adus din afară, înăuntru, fără nicio diferență. Dintr-un om incomplet. Dintr-un om care ne lipsea. Dintr-un om care trăia sub condamnare. Dintr-un om care trăia în frică. Dintr-un om deznădăjduit. Hristos te-a făcut un om complet și te face un om complet. Un om care să nu mai fie frică. Un om care să nu mai fie condamnat. Un om care să nu mai fie robit. Un om cu o viață nouă. Și uitați cum continuă, cum zice Pavel în Coloseni. Pentru că în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și voi sunteți împliniți în El, care este capul oricărei stăpâniri și autorități, și în care ați fost circumciși cu o circumcizie nefăcută de mână, în dezbrăcarea trupului cărnii, circumcizia lui Iisus, fiind înmormântați împreună cu El în botez, în care ați și fost înviați împreună cu El, prin credința în lucrarea lui Dumnezeu, care L-a înviat dintre cei morți. Deci, toată transformarea, toată adoptarea aceasta se face prin credință. Niciodată nu voi putea face ceva să devin copilul Dumnezeu, da? Chiar dacă sunt oameni care cred că făcând, manifestându-și interesul de a face, a lucra și a se chinui să primească ceva de la Dumnezeu, Iisus Hristos a venit și a făcut lucrarea Lui perfectă și eu primesc ceea ce El a făcut doar prin credință. Atât. Doar să cred. Doar să mă identific cu ceea ce El a făcut. Doar să accept ceea ce El a făcut și spune așa, și pe voi, da, pe noi, ei, Pavel și toți oamenii de acolo și pe voi, care erați morți în greșelile și în circumcizia cărnii voastre, v-a înviat împreună cu El
După ce ne-a iertat toate greșelile, după ce a șters în scrisul cu porunci care era împotriva noastră, care era potrivnic și l-a înlăturat din cale, pironindu-l pe cruce, dezbrăcând stăpânirile și autoritățile. Deci, în momentul ăsta, Iisus Hristos spune Pavel că a făcut trei lucruri. Înainte ca eu să fiu născut din nou, cu alte cuvinte, înainte ca eu să pot face ceva pentru el, el a făcut ceva pentru mine. Și spune, primul, ne-a iertat toate greșelile noastre. Cuvântul toate implică trecut, prezent și viitor. În momentul când îl primești pe Iisus Hristos, ca și o identitate nouă, tu ești iertat complet de ceea ce ai făcut în trecut, de ceea ce faci în prezent și ceea ce poate vei face în viitor. Pentru că, încă o dată, ceea ce noi nu înțelegem, noi nu mergem în cer pentru că nu mergem în iad sau mergem în cer sau ne bucurăm de viața veșnică pentru că păcătuiești, ci pentru că ai o natură păcătoasă. Iisus Hristos când a venit și a rezolvat problema naturii, te-a făcut un om nou. Și în momentul în care l-ai primit pe Iisus Hristos, mai greșești. Da? În momentul în care ești un om nou, ești copilul lui Dumnezeu, te mai mâni, mai acționezi greșit, mai faci greșeli. Dar lucrurile alea niciodată nu te vor trimite în iad sau nu te vor despărți de Dumnezeu. Pentru că nu este vorba despre o acțiune, ci este vorba despre o natură. Hristos a rezolvat problema naturii. Și în momentul când natura mea este schimbată și am natura dumnezeiască, da? Întrebarea e, de ce mai continui să păcătesc? De ce mai continui să greșesc? De ce mai faci lucrul acesta? Și acum vreau să-ți dau un exemplu. Dacă ai trăit 30 de ani într-un context, 30 de ani într-un context, făcând aceleași lucruri, gândind aceleași lucruri, acționând aceleași lucruri și ești scos din contextul ăla și pus în alt context total diferit. Cum vei acționa, să zicem, în momentul în care ești frustrat, te enervezi? Cum vei acționa? Crezi că vei acționa diferit? Nu. Vei acționa la fel, pentru că așa ai acționat 30 de ani. Așa ai lucrat, așa ai reacționat când te-ai enervat, așa ți-ai folosit emoțiile și în momentul când ești înviat, ești adus la viață și ești în Iisus Hristos și greșești, nu este pentru că ai o natură păcătoasă, nu pentru că ești păcătos, ci pentru că nu ai o minte transformată. Pentru că orice acțiune care eu o fac, eu nu o fac fără să o gândesc. Ea trece totdeauna pe aici. Și dacă mintea mea a rămas aceeași ca cea din trecut, nu se înnoiește conform la Romani 12:2, acțiunile mele vor fi aceleași. Pentru că o acțiune nu se schimbă din exterior. O acțiune se va schimba totdeauna din interior. Și în momentul când încep să gândesc ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu despre mine, când încep să văd ceea ce Dumnezeu, să mă văd cum Dumnezeu mă vede, mintea mea începe să se schimbe și nu mai pot acționa. Pentru că eu nu mai sunt aceeași. Îmi dau seama, da? Când au tot mai des oameni care zic, mă, nu pot. Deci sunt robit, păcatul are puterea asupra mea și nu pot niciodată să ies. Și îl întreb, dar ești copilul lui Dumnezeu? Da, sunt, dar nu pot, că sunt legat. Și zic, nu ești legat, ești liber. Tu nu mai datorezi nimic păcatul. Totul este aici, în mintea ta. Tu crezi că nu poți să fii liber, dar tu, de fapt, ești liber. Și ceea ce Dumnezeu cere este să trăim ca niște oameni liberi. Să te comporți ca niște oameni liberi. Pentru că în momentul când în mintea ta decizi că nu poți să faci lucrul ăla, nu-l vei face. Dar în momentul când te vezi așa cum te vede Dumnezeu, începi să ai speranță și să ai puterea aceea de a trece mai departe. Deci ne-a iertat toate greșelile, a șters zapisul cu porunci care era împotriva noastră, dar cele 10 porunci și de cele mai multe ori dacă te duci la cineva și îl întrebi ce să fac ca să pot să fiu mai aproape de Dumnezeu, ce să fac ca să-L cunosc pe Dumnezeu, ce să fac ca să mă bucur de cuvântul Său, ce să fac ca să am parte de favorul Lui. Cel mai mult oamenii vor zice asta. Nu contează că ești la creștin cu Evanghelie, nu contează că ești la penticostal, nu contează că ești la baptist, nu contează că ești la ortodoși, nu contează că ești la catolici. Tot timpul se va zice fă asta. Și Pavel vine aici și zice, a luat aceste porunci care erau împotriva noastră. De ce erau împotriva noastră? Pentru că nu ne lăsau să ne apropiem de Dumnezeu. Că tot timpul când trebuia să te apropii de Dumnezeu, venea porunca și ai făcut asta, ai făcut asta, dacă ai făcut asta, trebuie să mai faci asta, și trebuie să mai faci asta, și trebuie să mai faci asta. Și automat acest lucru era împotriva noastră și nu ne lăsa niciodată să ne apropiem de Dumnezeu. Dar spune că Iisus Hristos a venit, a împlinit aceste lucruri și le-a dat la o parte din fața noastră. De ce? Ca tu să poți beneficia și poți să poți să ai intrare în prezența Tatălui liber. Prin ceea ce Iisus Hristos
a făcut. Și în momentul ăsta, când mă raportez la Tatăl meu, când mă bucur de harul Său, când mă bucur de tot ceea ce Hristos a împlinit, eu nu mă mai raportez prin ceea ce am făcut eu. Nu mă raportez prin ceea ce fac eu, ci mă raportez prin ceea ce Iisus Hristos a făcut. Și prin ceea ce Iisus Hristos mi-a dus. Și dacă mă duc la Tatăl și zic, Tată, am nevoie de ceva, îți mulțumesc că mă vei împlini, nu mă uit niciodată la cum am trăit săptămâna asta, la cum am gândit, la cum am acționat, ci mă gândesc la ceea ce Iisus Hristos a făcut. Și asta nu este o libertate a păcătuii. Dar cei mai mulți oameni zic, în momentul ăsta, bă frate, de acum hai să păcătuim, este liber, facem ce, facem orice, nu ne mai interesează nimic. De ce pe noi ne interesează? Pentru că mintea noastră s-a schimbat și acum îmi dau seama că orice acțiune a mea greșită are o consecință. Și diavolul de bea așteaptă ca eu să deschid o ușă prin care el să-mi distrugă viața. Da? Ioan 10:10. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să distrugă. Asta este lucrarea lui. Dar eu am venit ca oile mele să o aibă viață și să o aibă din belșug. Asta este lucrarea lui Iisus Hristos. Să-ți dea o viață din belșug. Diavolul vrea să ți-o distrugă. Și acum sunt atent, da? Deci păcatul nu mai are stăpânire asupra mea, nu mai am o natură păcătoasă, sunt al lui Iisus Hristos, sunt un om nou și pot să mă împotrivesc păcatul, pot să mă împotrivesc poporul, pot să mă împotrivesc lucrurilor care vin din exterior și în momentul în care mi-apare ceva din exterior în fața mea, zic nu, pentru că știu că lucrul ăla o să-mi distrugă viața și nu vreau să accept lucrul ăla. Și automat nu-l lăs să-mi distrugă viața. Deci nu este o libertate, o ușă deschisă la a face ce vrei. Pentru că în momentul când faci ce vrei, nu poți să te aștepți la lucrurile care Dumnezeu ți le garantează. Doar făcând ceea ce El spune, poți să primești ceea ce El îmi dă. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu spune, nu fă lucrul ăsta că îți dăunează și eu îl fac, nu pot să mă aștept ca să am ceea ce Dumnezeu mi-a zis făcând ceea ce cred eu că era bun. Dar privind la ceea ce Dumnezeu, și aici intervine totdeauna, în momentul când ești copilul lui, Dumnezeu te călăuzește, stă lângă tine și îți spune pas cu pas. Niciodată când ai căzut, El nu-ți mai dă una ca să mai cazi sau te ține acolo, ci în momentul ăla te ridică și spune, mergi în continuare, ai făcut asta, e greșit, nu mai fă, nu mai acționa așa pentru că uite ce s-a întâmplat. Și tot timpul stai și te gândești, mă, dacă data trecută am acționat așa și am greșit, în momentul ăsta nu vreau să mai am parte de aceeași consecință. Nu vreau să am parte de aceeași lucru în viața mea. Și automat acțiunea ta se va schimba. Nu pentru că ți-o impune cineva, ci pentru că tu îți dai seama că diavolul nu vrea decât să distrugă viața și să distrugă căsnicia, familia, relațiile și să aducă moarte în viața ta. Și în al treilea lucru, spune așa, dezbrăcând stăpânirile și autoritățile, le-a făcut de rușine în public, triumfând asupra lor prin cruce. Deci ne-a iertat toate păcatele, a șters zapisul cu porunci înaintea noastră, care era potrivnic, și a dezbrăcat puterile întunericului, autoritățile, și nu doar că le-a dezbrăcat, le-a făcut de rușine în public, cu alte cuvinte, declarând că ele nu mai au nicio putere și nicio autoritate asupra ta. Deci în momentul în care stai și te gândești la boală, depresie, frică, neînțelegere, viața asta stresantă, să zic așa, în momentul ăla te poți ridica și spui, nu are nicio autoritate asupra mea. De ce? Pentru că Iisus Hristos a biruit, așa cum zicea și Marius, sângele Lui m-a eliberat, trupul Său a fost dat pentru vindecarea mea. Deci în momentul când îl ai pe Iisus Hristos, poți să fii liber de frică, pentru că El a împlinit și împlinește nevoia ta și nevoia mea. Ca și identitate, da? Ziceam că s-a făcut un schimb. În momentul când îl primesc pe Iisus Hristos, sunt neprihănit. Cuvântul neprihănit este declarat drept, fără păcat, alb, curat. În momentul când îl primesc și în momentul când mă identific cu ceea ce Iisus Hristos a făcut, nu mai sunt un păcătos, ci sunt neprihănit. Nu mai sunt un păcătos iertat, ci sunt neprihănit cu acte reguli. Sunt declarat. Și neprihănirea nu este ceva ce câștigăm, ci este declarația lui Dumnezeu în favorul nostru, în direcția noastră. Dumnezeu ne declară neprihăniți. Nu noi devenim neprihăniți, ci suntem declarați. Și vreau să citesc un verset din Evrei. Evrei 10. Te
la versetul 9, 10 cu 9. El a spus, iată, eu vin să fac voia ta. El desfințează ce este întâi, ca să stabilească ce este a doua oară. Voie prin care am fost sfințiți, prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Și ziceam că cuvântul sfânt este în limba greacă hagios, pus deoparte, despărțit. Da? Deci, în momentul când Iisus Hristos a împlinit nevoia ta, când Iisus Hristos ți-a plătit păcatul, când Iisus Hristos ți-a luat povara păcatului, natura aceasta, și ai primit natura Lui, te identifici cu ceea ce este Iisus Hristos. Și din momentul ăla spune cuvântul Dumnezeu că ești sfânt. Sfânt nu înseamnă fără păcat, spuneam. Include fără păcat. Da, include. Dar nu înseamnă fără păcat, ci înseamnă despărțit, pus deoparte. Și în momentul când l-ai primit pe Iisus Hristos, tu nu mai faci parte din lumea aceasta, ci faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să citim din Galateni, capitolul 1. Vedem versetul. Care s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne scoată din viacul acesta rău, după voia lui Dumnezeu și a Tatălui nostru, a cărui să fie gloria în vecii vecilor. Amin. Deci voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea este să mă scoată din viacul acesta și să mă pună în împărăția Fiului Dragostei Efeseni, capitolul 1. Deci în momentul când l-ai primit pe Iisus Hristos, tu nu mai aparții viacului acestuia, nu mai aparții lumii acestuia, ci ești un fiu al împărăției. Și dacă deschidem la Filipeni 3 cu 20, pentru că cetățenia noastră, spune Pavel, este în ceruri. Tu nu mai ești. Deci gândește, în momentul când erai un cetățean al naturii păcătoase, când îi făceai parte din lumea întreagă, din categoria asta de oameni, dădeai socoteală cui? Celui care conducea lumea aceasta. Diavolului, stăpânul, întunericul, așa spune Pavel. În momentul când ai fost strămutat, când ai crezut în Iisus Hristos și când ai acceptat ceea ce Hristos a făcut în viața ta, s-a întâmplat ceva. Ai fost luat de aici, ai fost sfințit, adică ai fost luat de aici și ai fost strămutat în împărăția Fiului Dragostei și ai fost numit cetățean al cerului și în momentul ăla nu mai dai socoteală bolii, nu mai dai socoteală depresiei, nu mai dai socoteală fricii, nu mai dai socoteală morții, nu mai dai socoteală diavolului, pentru că tu nu mai ești sub autoritatea lui, ci ești sub autoritatea lui Iisus Hristos. Și în momentul ăla, când ceva vine în viața ta, tu te poți pur și simplu împotrivi, spunând, eu nu mai trebuie să mai dau socoteală ție. Pentru că Iisus Hristos m-a eliberat, Iisus Hristos m-a vindecat, Iisus Hristos mi-a dat o nouă identitate. Deci în momentul când nu mai ești, nu te mai consideri și nu te mai identifici cu ceea ce, cu restul oamenilor, cu diavolul și cu împărăția lui, te poți identifica doar cu ceea ce Iisus Hristos a făcut în viața ta. Suntem schimbați în momentul când ai crezut în Iisus Hristos fără voia ta și fără voia mea. Dar un lucru foarte important, în momentul acesta, după ce am înțeles schimbul acesta de identitate, este că dacă nu ne înnoim mintea conform cuvântului lui Dumnezeu, poți să fii cetățean al cerului, dar să trăiești după aceeași reguli. Poți să fii copilul lui Dumnezeu, poți să fii neprihănit, poți să fii iertat, poți să nu mai fii condamnat, dar tu să te consideri și să te simți condamnat. Și încă o dată, de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că gândirea noastră rămâne gândirea cea veche. Dar în momentul când iau cuvântul Dumnezeu și înnoiesc mintea, în momentul când iau cuvântul Dumnezeu și îmi schimb gândirea mea, schimb ceea ce știam despre mine, schimb ceea ce știam despre Dumnezeu, schimb ceea ce credeam că Dumnezeu face în viața mea, încep să trăiesc ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune. De multe ori oamenii cred că se întâmplă automat. Sunt copilul lui Dumnezeu, restul se întâmplă pentru că Dumnezeu este în control și Dumnezeu face.
Dumnezeu este, dar Dumnezeu ne-a dat autoritatea nouă să facem. Și în momentul când am ieșit de sub autoritatea Întunericului și am intrat sub autoritatea Împărăției lui Dumnezeu, încep să ascult și să văd ceea ce Dumnezeu are cu privire la viața mea. Și încep să acționez și să lucrez în Împărăția lui Dumnezeu, așa cum zicea și Mihaela dimineața. Un lucru foarte important la care m-am gândit. Nu mai ai nevoie de Iisus ca să te ducă în cer. Nu ai nevoie de Iisus ca să-ți ierte păcatele. Nu ăsta este scopul. Ci ai nevoie de Iisus Hristos ca să se implice în fiecare aspect al vieții tale. În fiecare aspect al vieții tale. Iisus Hristos nu a venit doar să-ți ierte păcatele și să se ducă în cer și s-a rezolvat. Ci Iisus Hristos a venit să se implice în fiecare aspect al vieții tale. Nu contează cât este de mărunt, nu contează cât este de nesemnificativ, da? Nu contează ceea ce crezi tu, ci contează ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Și Dumnezeu vrea să se implice în cel mai nesemnificativ lucru din viața ta. Începând poate de la o decizie banală, El vrea să fie acolo și să zică, copilul meu, mergi în direcția asta, e mai bună pentru tine. Și până la cea mai grea și cea mai dureroasă, cel mai dureros lucru din viața ta, El vrea să se implice. Pentru asta a venit Iisus Hristos. Da? De cel mai multe ori credem și am crezut și am văzut și ni s-a spus Iisus Hristos a venit să-ți ierte păcatele și Iisus Hristos a venit să te ducă în cer. Și de acum vezi cum poți să trăiești, chinuie-te cum poți ca să ajungi acolo. Dar nu, Iisus Hristos spune că a venit. Și haideți să deschidem la... Vreau să citesc un verset din Romani. Romani 5. Partea a doua. În 2 Corinteni, capitolul 5, citeam un verset, în versetul 14, era un cuvânt. Un cuvânt interesant. Și spune așa. Noi nu mai cunoaștem. În versetul 14. Pentru că dragostea lui Hristos ne constrânge. Noi judecând aceasta, da? Că dacă unul dintre noi, dacă noi judecând aceasta, că dacă unul a murit pentru noi toți, toți deci am murit. Cuvântul a judeca din versetul 14, este cuvântul care este același cuvânt din 2 Corinteni. Din 2 Corinteni 11. Din pasajul cu cina Domnului. Și spune că dacă noi am înțelege, da? Pentru că dacă versetul 14, pentru că dacă dragostea lui Hristos ne constrânge, noi, dacă discernem, dacă deosebim, dacă socotim, dacă ne dăm seama că Hristos a murit pentru mine, eu am murit împreună cu El. Deci, nu ține... Lucrul ăsta se întâmplă... Că în momentul când ai primit pe Iisus Hristos, s-a făcut schimbul de identitate. Dar dacă rămâi acolo, cu aceeași gândire veche și nu începi să-ți transformi mintea, nu începi să-ți socotești, să te socotești neprigănit, să te socotești cu o altă identitate, să-ți dai seama, să gândești, să vezi lucrul acela, ești ca și un copil al Dumnezeu, trăind, cum spuneam, înapoi în lucrurile vechi. Și în Romani, capitolul 5, de la versetul 16, partea a doua, și nu este darul printr-unul singur care a păcătuit, pentru că judecata a fost din unul singur spre condamnare. Iar darul de har este din multe greșeli spre îndreptățire. Judecata care a venit din unul singur este judecata care a venit din Adam. Deci când trăim, ne-am născut pe pământul acesta și trăim pe pământul acesta, oamenii care nu l-au pe Hristos, sau eu când nu l-aveam pe Hristos, sau noi când nu-l cunoșteam pe Hristos, trăiam sub o judecată.
judecata condamnării, ceea ce Adam a greșit. Și în judecata aceasta este boală, sărăcie, frică, depresie. Și toate lucrurile acestea fac parte din judecata care a venit prin Adam. Dar spune că versetul 17 spune că dacă prin greșeala unuia singur moartea a domnit printr-unul singur, cu atât mai mult cei care primesc plinătatea Harului și a darului dreptății vor domni în viață printr-unul singur, Iisus Hristos. Deci ziceam, Iisus Hristos nu a venit doar ca să te salveze și să îți promită cerul, ci a venit ca să te ajute să domnești în viața aceasta în fiecare aspect. Să fii deasupra. Deci să nu mai fii dominat, ci să domini. Să nu mai fii condamnat, ci să fii liber de condamnarea aceasta. Să poți să trăiești așa cum Iisus Hristos a trăit. M-am gândit, cum a trăit Iisus Hristos? A trăit liber de condamnare? A trăit cu autoritate asupra bolii? A trăit cu autoritate asupra fricii? A trăit cu autoritate asupra venii? A trăit cu o autoritate și cu o libertate care Tatăl i-a dat. În momentul când îl ai pe Hristos, tu ești chemat și sunt chemat să trăim în același fel. Și aș vrea să te gândești, vreau să închei, dar vreau să te gândești la un lucru. Cum a domnit sau cum poate domnește moartea în viața ta? Cum domnește ea? Da? Și vreau să te gândești și m-am gândit. Cum a domnit moartea până să-L cunosc pe Iisus Hristos? Da? Pentru că asta spune versetul 17. Pentru că dacă prin greșeala unuia singur, moartea a domnit printr-unul singur, da? Și moartea a domnit. Când domnește înseamnă că este peste tine. Când domnește înseamnă că te domină. Când domnește cineva înseamnă că faci ceea ce spune El, n-ai cum să te ridici deasupra ei. Și tot timpul trăiam și stăteam sub povara aceasta, sub consecința păcatului, sub judecata aceasta. Și versetul continuă, cu atât mai mult, deci cu atât mai mult cei care primesc plinătatea Harului și a darului dreptății, neprihănirii, vor domni în viață printr-unul singur, Iisus Hristos. Deci dacă moartea a domnit într-un fel în viața ta, în momentul când îl ai pe Hristos, ești chemat cu mult mai mult să domnești prin Harul Său. Și acum gândește ce înseamnă să domnești. Și o să te gândești în timpul zilei acasă, ce înseamnă să domnești peste boală, ce înseamnă să domnești peste frică, ce înseamnă să domnești peste păcat, ce înseamnă să domnești peste gânduri, ce înseamnă să domnești peste fiecare lucru. Înseamnă să fii totdeauna deasupra lor. Și orice ce ar veni în viața ta, tu știi un lucru. Eu nu mai sunt cel vechi. Eu sunt Bogdan cel nou. Sunt un om nou care am autoritatea și am puterea să mă împotrivesc oricare lucru care vine în viața mea. Nu mai sunt un păcătos iertat, ci sunt copilul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Iisus Hristos nu doar mi-a iertat păcatele, ci Iisus Hristos mi-a luat păcatele. Și când mi le-a luat, m-a eliberat și sunt liber în vecii vecilor. Amin.